Bun venit la meditația de seară, pe urmele pașilor lui. Dreptatea va merge și înaintea lui și îl va și urma, călcând pe urmele pașilor lui. Studiază cu atenție caracterul divin uman și întreabă-te mereu, ce-ar face Iisus dacă ar fi în locul meu? Aceasta ar trebui să fie ștacheta datoriei noastre. Nu te plasa în mod inutil în societatea celor care, prin șiretenia lor, îți vor slăbi hotărârea de a face binele sau vor aduce o pată asupra conștiinței tale. Să nu faci nimic din toate câte ar putea avea o cât de mică aparență de rău. Fă în fiecare zi ceva să îmbogățești, să înfrumusețezi și să înnobilezi viața pe care a răscumpărat-o Hristos cu propriul său sânge.